Proprietarii de locuințe pot beneficia de bani prin fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial. Astfel pot crește nivelul de confort termic în locuințe și reduce semnificativ cheltuielile pentru energie. Guvernul a estimat un buget de 1,4 miliarde de lei pentru o perioadă de 3 ani. Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial este o premieră în Republica Moldova și este un instrument de finanțare pentru proiectele de renovare energetică a locuințelor, atât din blocuri multietajate, cât și gospodării individuale. În cadrul programului, asociațiile de proprietari pot beneficia de un audit gratuit și de granturi de până la 70% din investiția eligibilă. Totodată, locatarii vor trebui să vină și cu o contribuție proprie de până la 30%, iar costul lucrărilor va fi achitat treptat prin factură. Am lansat un al doilea apel pentru identificarea asociațiilor de proprietari. Avem alte 24 de asociații care au fost identificate anterior. Politica energetică răspunde la întrebări precum ce măsuri pot fi implementate la blocul respectiv, care este valoarea investiției pentru fiecare măsură în parte, fie că e vorba de izolarea termică a pereților, izolarea termică a acoperișului, schimbarea geamurilor, special cele din locuri de uz comun, modernizare energetică, reabilitare energetică a sistemului de distribuție, agentului termic. La fel sunt eligibile și măsuri precum instalarea colectoarelor solare pentru producerea apei calde menajere, instalarea panourilor fotovoltaice și chiar instalarea stațiilor de încărcare a automobililor electrice. Cea de-a doua componentă a programului presupune reabilitarea energetică a gospodăriilor individuale aflate în situație de sărăcie energetică extremă. Pe lângă grant, proprietarii vor beneficia și de compensații pentru achitarea contribuției din fondul de vulnerabilitate energetică. În cazul gospodăriilor casnice individuale non-vulnerabile energetic, grantul va acoperi 50% din investiția eligibilă, iar proprietarii vor acoperi cealaltă jumătate din costurile proiectului. Beneficiarii produsului de finanțare vor fi identificați utilizând datele din informații din sistemul informațional pentru unitate energetică. În acest an ne propunem să lansăm, să reabilităm energetic locuințele cel puțin 200 de gospodării casnice din categoria extremă de unitate energetică. În același timp, pe parcursul anului curent, vom dezvolta sistemul informațional, platforma informațională care va fi utilizată ca bază la implementarea produsului de finanțare dedicat pentru gospodăriile casnice obișnuite. Potrivit datelor, peste 70% din clădirile din Republica Moldova, atât din sectorul rezidențial cât și public, au fost construite până în anii 1990, când standardele de eficiență energetică nu erau o prioritate, respectiv au un consum mare de energie. Cifrele mai arată că, de fapt, clădirile sunt cele care consumă jumătate din energia din Republica Moldova. O eficientizare energetică a acestora ar însemna creșterea confortului termic în locuințe, reducerea facturilor de la 30 până la 40%, dar și o reducere semnificativă a emisiilor de gaze. Programul de finanțare Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial a fost aprobat de guvern pe 10 aprilie 2024. Conform estimărilor, acesta va oferi aproape 1,4 miliarde de lei în perioada 2024-2027. Reabilitarea energetică a primelor blocuri rezidențiale va începe la toamnă. Potrivit directorului CNED, în cadrul programului urmează a fi eficientizate energetic peste 110 blocuri rezidențiale și 1400 de gospodării individuale. Asociațiile de locatari pot depune dosarul de aplicare în format electronic pe adresa office@cned.gov.md.